cazare super ok, net foarte bun, 60 de mega pe secundă, mai bun ca în România. Iubitor de plantă. Adică de ca lumea poți să faci cu niște sticle de plastic. Le tai și hap. Planta e agățătoare. Wow, ce clădire interesantă. In City Awards 2022-2025. Azi ne plimbăm puțin în Siem Reap. Am zis că dacă tot este puțin mai răcoare, adică nu avem soare, să mergem să vedem orașul și când e soare, când toată lumea fuge de soare, noi să mergem la templu. La templu. Auzi și că lumea fac oamenii ăștia baie. Fac baie? Nu chiar. Unul, ba da, e în apă. Aici, Lamborghini, nu te joci. Wow. Am găsit și un tuk-tuk driver. Ne face o ofertă pentru turul mare de la Angkor Wat, 20 de dolari, 10 dolari de om. E destul de ok. Asta este tuk-tuk-ul omului. Și are numărul Misterian aici, WhatsApp. Și e destul de mare, pot încăpea mai multe persoane. Și vorbește bine englez. Misterien, de-asta căne. Sunt o grămadă de variante. Faza e că este foarte mare locul și singurul mod de deplasare este cu tuk-tuk-ul înăuntru sau cu bicicleta. Dar trebuie luat în calcul că este și foarte cald. Dar noi am merge și pe jos. Dar nu știu dacă putem să-l vedem și așa, decât să plătim pentru mai multe zile, mai bine îl facem într-o zi, ca ai timp o zi să-l vezi ca lumea de tot. Siem Reap, cât de frumos poate să fie, că e curat. Cât de frumos poate să arate acest orășel? De fapt e oraș? Oraș în toată regula. Nu e chiar orășel. Destul de mare, am mers ceva pe jos și încă se merge. Foarte multă natură. Foarte multă natură și foarte curat. Am spus cred că de câteva ori. Chiar ești uimit când vezi multă curățenie și ți se pare wow. Anul dragonului, dar pare dinozaur. Sunt și locuri mega luxoase de stat. Adică dacă alegi o excursie de asta de lux, e o destinație mișto. Pentru că nu sunt foarte scumpe cazările. Un market cu produse made in Cambodia. Hai să vedem. Hai. Dacă nu te zăfăcești nimeni, e locul potrivit. Uite.
local market. E bine în Cambodgia că nu trebuie să pocise nimeni, poți să faci cumpărături mega liniștiți. Spicy? Am ajuns în zona centrală, zona de baruri, unde toată lumea te întreabă marihuana. Marihuana, marihuana. Happy, cum se zice la? Happy, 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 happy marihuana. Happy marihuana. Se fumează, nu glumă. Se fumează, nu glumă, ne-au întrebat peste 10 persoane. Mama mie. Îți dai seama seara ce o să fie? Ia uite, Free Up Sara Show. Dacă iei tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, îți dă și free beer. Așa a zis? Oricum e foarte ieftină berea. 0,75 draft, ia uite, în față. Te pui în cap. Și aici draft beer. La orice restaurant e la fel. 0,50. La orice restaurant găsești prețul la fel ca în market la street food. Cocktail, $1.50. Ce vreme am eu? Te faci ciuciulete. Ciuciulete. Și 1 plus 1. Mamă. Tiger beer. După aia te bași pe masaje. Ai toată oferta de masaje. Elefanții. Vedeți, joacă bambilici? Nu crezi cu bani. Nu știam. Joacă lipa. Joacă lipa, bă, băiat. Dacă îți vine să crezi cu papucul, lipa. Da. Cu picioarele. Loc bun de dormit la umbră. Night market. Riverside. Ne bătea gândul să închiriem un scooter, să mergem să vizităm templu, pentru că am găsit o mega ofertă, $10 pe zi, dar acest cuplu din fața noastră a fost oprit de poliție care este în spate. Li s-a reținut scuterul și au plecat pe jos cu căștile în cap. E cam... Aia mă lipsa. Nu, dar nu luăm că am mai căzut cu el în Myanmar și e super risky de mers cu scuterul, mai ales pentru noi în situația de genul ăsta. Au rămas polițiștii cu scuterul. Până la urmă, cred că o să facem templele tot cu un tuk-tuk închiriat. Nu stăm cu grija scooterului. Păi am găsit mega combo, 15 euro. Dolari, nu euro. A, $15 pentru o zi întreagă. Așa, dacă dai pe scooter 10 plus și mai bagi benzină. 2 litri de benzină. Dacă vreo 2-3 căzături. Plus o amendă. Plus că noi nu suntem buni pe condusul. Scooterului. De fapt, tu, că eu n-am nicio treabă cu condus. Adică, dacă ai făcut 2-3 scheme în spate, cădem sigur în cap. Da. Uite ce chestie interesantă aici de elefanți. Moara elefanților. Unde vin și se spală elefanții. Moara, băi, de problemă. Ce interesant. Artă, domnule, artă la greu. Un oraș minunat, mai ales noaptea. O grămadă de lumini în copaci. Niște câini, n-am văzut deloc câini. Primii câini. Hei. Câini sănătoși, nu ca aia din Sri Lanka. Nice. De când facem vlog, nu prea mai făcut fotografii interesante.
Înainte eram pe fotografii interesante, acum suntem pe vlog. Interesant. Uite că sunt aici. Mobilă. Am dat de o pagodă preh Romroat, pagoda din 1371. Oh, ce frumusețe. Trebuie doar să te descarci la intrare. Mâncăm viermi. Viermi cu ou. Pastele. Noodle și cu muguri de ceva. Da, și adună noodle și interesant, se alt stil. Mâncați mere, dragi prieteni, că aici mărul e la putere. Un kilogram de mere, $4.50. Ia să vedem cât este. Fructul dragonului, $1.75. Și noi aseară... Am dat 3.000. 3.000. Câtă lume azi, nu? Foarte multă lume. Pancake-uri cu banane. Am băgat un ananas de reveneală. Mama mea, ce e aici? E market. Ce asta, ce asta? Ce răuță. Sorry, I don't speak English. Dururile. Hainuțe. $3 gentuțele. Lux. Lux, da. Ice cream. Mamă, ce nebunie, a? Beție, serios. Draft beer și cocktailuri 1 plus 1. Cu $5 pe smuci. Masaj la picioare cu peștișori. Hai, ne bate sugă? Nu, mă bag. No, thank you. No. Prima bere băută. Prima bere băută. Hai, noroc. În tripul ăsta.